Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știrea cea bună. În această seară avem un privilegiu special, acela ca împreună cu noi să fie tânăra scriitoare Diana Farca din Timișoara. A venit special pentru emisiunea aceasta. Trebuia să fie și un concert, dar concertul s-a anulat și totuși, ca un om frumos ce este, a dorit să-și țină cuvântul și să fie împreună cu noi. Bună seara, Diana, bine ai venit! Bună seara și mulțumesc frumos pentru invitație! Îți mulțumesc că ai ajuns în studioul nostru. Era de așteptat să ajung. Mi-ar fi plăcut să vin și la concert mâine, dar Dumnezeu a avut alte planuri. Diana, vreau să spun că dragii noștri privitori sunt unii dintre cei care sunt îndrăgostiți de scris. Săptămâna asta am avut o emisiune cu un prieten care este și traducător și poet și a tradus din limba română în engleză, este din Australia. Și emisiunea noastră a avut un impact destul de bun pentru că românii sunt îndrăgostiți încă de scris. Și în mod ciudat, într-o societate în care în aparență nu se mai citește, iată că primul tău roman pe care tu l-ai scris în urmă cu ceva vreme, nu știm exact cu câtă vreme ne povestești tu, a fost vândut deja în aproape 7.000 de exemplare. Este ceva fabulos. Nu mi se pare, dar... Nu ți se pare? Eu știu ce înseamnă să vinzi o carte și uneori un tirar de 500 de exemplare, te chinui cu el. Dar tu ai reușit ca romanul La Limită să fie scos în 7.000, aproape 7.000 de vânzări sau foarte mii de oameni au fost interesați de el, ceea ce este rar în vremurile noastre. Ce înseamnă romanul La Limită pentru tine? La mine a fost doar o repliere sufletească. Cred că am mai avut discuția asta, nu cred, sunt sigură. Și eu am repetat-o la fiecare emisiune la care am fost. Eu, sincer, nu m-am așteptat să public și nu pentru că nu aș fi luat contact cu lumea livrească, dar am avut o perioadă de 8 ani în care drumurile cumva, drumul meu și al scrisului cumva s-a despărțit și chiar nu am crezut că voi duce demersul la bun sfârșit, pentru că un roman e totuși o muncă constantă care are niște beneficii care nu sunt imediate. Și într-o lume așa foarte agitată în care așteptăm răsplată imediată, n-am crezut că voi avea cadența necesară să-l termin în 2 luni și să și public. Dar a fost o chestie mai mult de încăpățânare în momentul în care am văzut că... Din aia bună, pentru că există și încăpățânare. Da, da, din aia pozitivă, vede, care nu vine din ego. Mi-am dat seama că ar fi urât să-l țin în sertar și să nu-l împărtășesc. Din moment ce am considerat că sunt idei acolo care ar merita date mai departe. Este minunat, mai ales că în momentul în care am văzut reclama pe Facebook la cartea ta, nu știu de ce... m-a atras. Și am început să te caut și ți-am scris și mi-ai trimis cartea. Am savurat-o în urmă cu un an de zile. Atunci am făcut o mică emisiune la o altă platformă și am rămas cu gândul acesta, trebuie să vii și la emisiunea Știrea Cea Bună pentru că ai foarte multe de spus. Pentru că suntem la început, aș vrea să-ți ofer un dar. Este vorba despre un CD care se numește Dor de Tată. Mulțumesc. Scris cu 12 piese. Muzică și versuri și interpretare. Am auzit că te ții de lucruri bune în numele lui Dumnezeu. Apreciez și am să-l ascult. Îți mulțumesc. Am văzut că ai și tu 2 cărți acolo. Nu știu despre ce este vorba exact. Ce ai făcut? Am luat Viața la superlativ pe care am citit-o. Trebuie să mă pun la curent și cu celelalte. Am înțeles că am făcut bine. Din punct de vedere cronologic și ok să le iau pe cele mai profunde. Exact. Ulterior l-a citit. Iar asta e ediția nouă din La Limită. Practic e nouă coperta care e 3D. Un marketing mai bun. Pentru că reclama e sufletul comerțului și ăsta nu e un lucru negativ. Știu că mi-ai spus că îți place marketingul făcut, da, în jurul cărții. Bun. Atâta timp cât e autentic, e ok. Deci, practic, doar un citat și o copertă nouă și o echipă minunată în spate, care m-a ajutat să vând exemplarele de asta rând. Haideți să o privim în seara asta, un pic mai aproape. Oricum, avem și o mică reclamă cu cartea ta, pe care o să o punem chiar la începuturi. Observați, vă rog, o copertă foarte frumoasă, dar simplă, în același timp, La Limită. Un citat din Adevărul. Am controlat 2 personaje antagonice din punct de vedere afectiv, bătrânul și copilul. Din perspectiva bătrânului, cartea este rodul memoriei sale, fragmentare și cuprinde multă povestire în ramă. Dacă urmărim evoluția copilului, observăm însă trăsăturile unui Bildungsroman. Ce înseamnă? Roman al formării. Așa. Sper ca romanul să vă ajute să vă redefiniți limitele. Foarte frumos. Iată o grafică impecabilă, un semn de carte. Alea sunt toate cu tâlc. Cu tâlc. Avea un... destinatar.
Diana, când ai început să scrii? I-am scris de mică, dar am avut primele concursuri în liceu. Acum nu știu ce relevanță are recunoașterea. Are mare relevanță în liceu. M-am zgălit de mică, dar am avut câteva premii naționale, câteva recorduri chiar la concursuri de creație. Dar demersul s-a oprit acolo pentru că viața a luat o altă întorsătură, pentru care mulțumesc nespus. Și de obicei vorbim cu foarte multă lejeritate de perioada asta. Oamenii dau o conotație bombastică sau... nu știu, o încarcă cu alte semnificații. Când cele pe care eu îi le dau sunt de manieră pozitivă, cred că ți-am povestit. Că am avut ceva, au fost ceva probleme familiare, părinții mei au suferit un faliment, asta a tras după sine și o dezbinare și multe probleme care s-au ramificat de aici, sunt până la urmă probleme lumești, cărora le facem față, nu ne-ar fi date dacă nu am putea să le ducem la bun sfârșit. Și atunci nu am scris, pentru că mi-am împărțit timpul destul de minuțios și destul de greu în perioada aia, între liceu, între primul job care era la o agenție de evenimente și ulterior de manechine, dar printr-o conjunctură ciudată, pentru că nu m-a atras niciodată lumea modelingului, și am ajuns la un moment dat să fac cataloge H&M în Germania, la un nivel foarte înalt, dar pentru simplu motiv că am vrut să-mi ajut familia, mama, cu care locuiam, și tata, dar... mă rog, aici problema se ramifică, eu îmi iubesc ambii părinți, foarte ok. Repet, eu zic că am învățat foarte multe din perioada asta, m-a format ca om, dar m-a îndepărtat puțin de esență. Și ajungem probabil la piramida lui Maslow, dar care e pusă într-o cheie greșită. De ce? Pentru că omul nu este o ființă umană care are nevoi spirituale, e o ființă spirituală care are nevoi umane. Și în momentul în care piramida e așa, e de fapt întoarsă, înseamnă că paradigma vieții noastre e greșită, adică ne străduim foarte mult, mai ales în România, când ne luptăm cu probleme pe care le vedem pe toate urgente, de multe ori de factură materială, și vrem un acoperiș deasupra capului, bani, și ajungem la niște clișee și niște probleme din astea existențiale și câteodată medicale grave, adică ne vindem sănătatea pentru bani, ne vindem libertatea pentru siguranță și sunt niște așa... probleme care derivă de aici și spirituale. Și atunci eu m-am focusat foarte mult pe baza piramidei de nevoilor umane. Spiritului. Nu, pe cea materială în liceu. Și atunci m-am îndepărtat de scris și de tot ce era autentic, putem spune. Deci am trăit într-o non-autenticitate. Până când te-ai hotărât să te întorci. Da, dar e foarte interesantă întoarcerea, că cred că îți dedusem la un moment dat o idee de temă. N-a mai fost nevoie, pentru că luăm viața la superlativ, se regăsește tema. Și mă gândeam foarte mult la uitarea asta de Dumnezeu, pentru că trăind în lumea în care trăim, lumea asta e dispusă după alegerile pe care noi le facem, de asta și avem liber arbitru. Și de multe ori cădem în capcana asta a victimei, care de fapt e foarte convenabil, așa, e ca o pătură moale care vine, ia omul în brațe și îl ține în starea lui de legumă. Așa, facem fotosinteză și atunci spunem că există un creator acolo și că de fapt el stă și se uită, și aici ajungem la una dintre ipostazele în care omul îl vede pe Dumnezeu. Aceea în care Dumnezeu este unul ori impasibil, ori este unul care este cruci. El nu are nicio treabă cu noi și ne punem întrebările astea existențiale, de ce permite Dumnezeu rău. Și tu cum l-ai văzut în toată această experiență? În ipostaza aceea autentică, în relația personală pe care o ai cu Dumnezeu, în momentul în care apar diferențierile și în momentul, e de fapt vorba de o doză de, nu știu, frivolitate. Pentru că erau și celelalte ipostaze, acelea în care avem greutățile, ne întoarcem la Dumnezeu și recunoaștem meritul de a ne salva, Dumnezeu Adonai, și atunci mergem la El și spunem: Dumnezeu, ia-mă în brațele tale, cât e rău, când va fi mai bine vom vedea noi și mai renegociem contractul sufletesc. Mai e ipostaza în care zicem: oh, Dumnezeu se uite și de ce nu face nimic intervine. Sau de ce nu intervine, când e vorba iară de liber arbitru. E ipostaza în care îl vedem așa implicat și totuși neimplicat, nici nu știu cum să o definesc, adică are și nu are treabă cu căutările noastre care sunt paralele cu cele dumnezeiești, și ipostaza aceea autentică, când noi ne îndreptăm puțin atenția și către sufletul nostru și începem să trăim autentic. Că toată cultura asta a gândirii pozitive, de fapt, prosperă de pe urma faptului că oamenii nu trăiesc autentic.
nu trebuie să gândim numai gânduri bune, trebuie să fim în autenticitate. Ce frumos ai spus, îmi place foarte mult ce ai zis, pentru că nici eu nu sunt de acord cu această gândire pozitivă cu orice preț. Nu, uneori, că... durerea exprimată este modalitatea prin care tu înțelegi esența lucrurilor. Da. Și nu trebuie să fugim de cele mai multe ori de durere. Am citit o carte superbă care se numește Durerea, darul pe care nimeni nu-l vrea. Și cred că e foarte important să înțelegem că suntem dotați uneori cu anumite simțuri pentru ca să sesizăm pericolul și să mergem mai departe. Diana, vreau să rog pe dragii noștri privitori să interacționeze cu noi în seara asta. Lansez o provocare. M-aș bucura. Provocarea mea este pentru voi, cei care ați citit în română cărți, beletristică și așa mai departe, în seara asta să vorbiți despre un roman favorit din literatura română. Care este cel mai frumos roman din literatura română pe care l-ați citit? Dintre... Știu că e greu de ales, știu că e destul de problematic. Să vedem cine sparge gheața, cine este primul care vrea să se dezvăluie pe sine. Dintre scriitorii tineri vreau să spun că remarc acest roman. M-a impresionat, cum o spuneam și cu altă ocazie, stilul tău direct, simplu, dar în același timp plin de profunzime, prin care reușești să... atragi și să rămâi cu atenția sporită la fiecare frază, dar cel mai mult și cel mai mult vreau să spun că m-a impresionat stilul tău descriptiv genial. Aș putea să-l numesc genial pentru că are în el tot ceea ce este nevoie pentru a-ți imagina totul fără să vezi, doar cu ochii minții, ceea ce este foarte frumos. Mie mi se pare că poartă amprenta unui debut. Are pe alocuri pasaje idealiste, deci poartă rănile debutului, dar eu ca scriitor e foarte greu să mai evaluez eu pe mine, mai bine îi las pe alții să o facă. Tocmai ceea ce am făcut tu în seara asta. Dar mărturisesc că și mie ca scriitor tot asta mi-a plăcut. Tot asta ți-a plăcut. Că am reușit să fac acele descrieri, dar care nu sunt nici astea meritul meu, sunt meritul unui fotograf din perioada aia, care a fugit de foarte multe ori de securitate, Andrei Parade îl cheamă, și a avut la un moment dat, cred că și într-un cotidian național, publicate fotografiile, și el m-a ajutat foarte mult în descriere. Adică, văzând imaginile, am zis că asta e informația la prima mână, eu născându-mă în septembrie 1988, n-am prins perioada fraților Petreuși, n-am prins perioada în care picau statuile de pe Alea Scritorilor, n-am prins finala de Roland Garros, dar... N-ai prins nici cu fundarea insulei Adacale? Mi-a plăcut foarte mult. Și asta a fost favorita mea. Deci descrierea despre insula Adacale, îți spun, m-a dus într-un alt timp, m-a făcut ca ori de câte ori trec pe drumul acesta de la Timișoara la Severin și când ajung în dreptul, că scrie acolo la un moment dat Adacale... E insula nouă, Șimian. Să-mi imaginez ce era acolo datorită cărții tale. Asta era făcută mai ales pentru generația tânără, pentru că nu vreau să pic în panta prost înțeles a nostalgiei a unei perioade pe care eu n-am trăit-o, cum pică alții și fac niște, nu știu dacă știi, analogii care nu sunt tocmai potrivite de acum, atunci când aveai libertatea, dar probabil având problemele de acum le fac. În schimb, mie mi-a plăcut mult Ada Cale pentru că sunt filme din perioada aceea care au un centru insula și avea un parfum aparte, de asta eram curioasă și mi-a plăcut mult istoria ei. Că știu că îți place și ție istoria. Și de aia, existând, fiind pomenită și în legendele Olimpului, fiind locul de, unde Hercule fură ramura de măslin, pentru că ei erau foarte șocați în momentul în care grecii au luat contact cu civilizația noastră, în partea de est, către Marea Neagră, au rămas șocați mergând către vest și ajungând la Adacale, că există climat submediteranean. Dacă știți, la geografie, până în clasa 8 învățăm. Și atunci ei s-au mirat că există o asemenea căldură și crește măslinul acolo și au dat o semnificație anume, chiar vorbeam zilele trecute și o găsiți descrisă și în scrierile lui Herodot. Dar de aia și mie mi-a plăcut Adacale și am vrut să o fac cunoscută generației tinere. E păcat foarte bine făcut. E păcat că au mutat relicvele pe insula Șimian, există și acel mormânt al lui Baba Mișkin, nu stăm și vorbim până la urmă, el avea o anumită semnificație pentru anumiți oameni din partea turcă. E păcat că nu se valorifică și că nu, se vânează fazani. Noi nu prea știm să valorificăm nici turismul, nici vestigiile arheologice. Multe sunt în paragine, nu există bani, se spune. Avem anumite vârfuri de lance, sunt individualități, dar nu e un efect de turmă, tocmai pentru că nu e susținut. Referitor la Adacale,
ți-am promis că o să zic înainte de emisiune, am înțeles că sculptorul Călărășanu a fost atât de impresionat că a vizitat insula, el prinzând Dumnezeu să-l ierte, și a văzut la un moment dat o jumătate de barcă care ieșea din nisip și o găsiți alături de alte simboluri foarte frumoase, în toate, a vrut să zic mișto. Și m-a certat cineva când am folosit termenul ăsta și încercam să-i zic că nu e de sorginte peiorativă, nu e argou, este un cuvânt care vine de la micitocul nemțesc și era folosit în perioada interbelică, dar fiind atât de des admonestat, o să încerc să nu mai folosesc termenul operă mișto. Poți să folosești la mine în emisiune. O să-i zic atunci fabuloasă. Bine. Și de aia îl regăsești pe tot parcursul sculpturii lui, dar de asta avem individualități, pentru că la fel cum spui tu în viața la superlativ, oamenii se pare că fiind vorba de o energie mai joasă, mai la îndemână, sunt mult mai solidari când vine vorba poate de o cauză nocivă, adică dușmanul prietenului meu este și prietenul meu, ceea ce e o analogie greșită, sau capra vecinului care e bine să o lăsăm să moară de bătrânețe. Și sunt câteodată scindați când vine vorba de cauze pozitive și pierd așa esența. Da, suntem foarte scindați, mai ales acum în aceste zile. Iată câteva răspunsuri de la dragii noștri privitori. Raiul găinilor, zice David Croitor, de Dan Lungu, o carte foarte frumoasă. Desculți, spune Tamaș George. Tu ai zis contemporană sau nu? Nu, okay. Din literatura română. Da? Eu am spus că printre cele mai frumoase din scriitorii tineri, pe care eu l-am citit, recunosc, mi-aș dori să am mult mai mult timp să citesc decât o fac. Dar uneori citesc și mă bucur de ceea ce citesc. La mine se știe, e veche, n-o schimb, e Ciuleandra, sper să vină o alta. Da, mi-am adus aminte de lucrul ăsta când m-am uitat, m-am documentat pentru emisiune și am văzut din emisiunea trecută, ai spus că n-am avut emisiune împreună. Dragilor, să vedem un mic material cu promovarea acestei cărți. La limită, dragii noștri colegi din regie, îi rog să pregătească primul material video. Da, cartea se poate găsi și pe site-ul tău, se poate fi comandată pe Facebook. Acum nu Facebook-ul. A fost scos link-ul, dar o găsiți pe Facebook, pe pagina de Facebook. Dați acolo click comandă sau pe stylishbooks.ro. Diana Farca, te pot găsi... Da, sau o găsiți pe EMAG. Intrați pe EMAG, căutați Diana Farca la limită. Mulțumesc foarte mult, EMAG. Comandați foarte frumos, acolo. Foarte frumos. Diana, uite, vom purcede la o excursie în care vom vedea multe imagini cu tine, prezentând această carte și lansând-o în diferite centre. Ne povestești tu despre ce este vorba și care sunt impresiile cu care te-ai întâlnit în aceste locuri. Eu să rog pe colegii mei să pregătească imaginile pe care le avem, pe care le-am cules din arhiva ta personală, ca să ne povestești despre ce este vorba, unde ești aici. La Alba Iulia cu doamna Mioara Pop și cu o doamnă excepțională de la Biblioteca Județeană Antimi Virianu. A fost o primire călduroasă în familie, pentru că asociatul meu e din Alba Iulia, avem și un birou de asigurări. Au fost și ei acolo. El e George Bufan, e fotograful meu. Mă însoțește, e fotograful și prietenul meu și mă însoțește de foarte multe ori la lansări. Am avut onoarea de a fi eleva tatălui său, profesorul Radu Bufan. A predat predă la Universitatea la Timișoara, la științe economice și la Universitatea de Vest, la Facultatea de Drept. Aici fotografia e făcută la Business Center în Timișoara, dar e cu o revistă, Fashion Week din Republica Moldova. Am înțeles că e cea mai citită revistă de la ei, de lifestyle. Aici e la Târgu de Carte, la Bookfest, la Timișoara, la standul Universității de Vest. Aici e la București. Ai lansat și la București? Da. La... Pe vremea aceea nu eram... Alminter te-aș fi chemat. Era la Green Hours, în centru vechi, a avut loc lansarea, cu domnul Alex Ștefănescu, cu criticul literar, a venit la lansare. Foarte frumos. Mie mi-a făcut o nesperată bucurie, pentru că a avut probleme grave de sănătate și a venit cu un aparat care îi monitoriza bătăile inimii
Și au glumit la un moment dat, am zis totuși să nu intrăm pe panta asta. El a glumit, a zis că dacă îi se face rău, numai bine se va bucura de mediatizarea evenimentului. Zic, nu, vă rog frumos să nu... Aici este la un restaurant care face lucruri foarte frumoase, Fusion în Timișoara, promovează inițiativele culturale și face lunar câte un eveniment. Restaurantul e mediteranean necunoscut. Mie mi s-a părut frumos, frumoasă îmbinarea, pentru că ei nu aveau nevoie de public, dar totuși inventează în fiecare lună câte un eveniment cultural, o degustare de ceai și aduc cultura către oameni și practic îmbrățișează cultura de mese. Aici e Sorin Ciutacu, e profesor universitar la Facultatea de Litere și mi-e un prieten foarte drag. Chiar l-am văzut zilele trecute, a alergat la maratonul organizat de universitate. Alergă, cred că, mai mult decât mine. Știi ce-mi place, Diana, la lansările tale? Că tu ai același spirit, fie că sunt 50 de oameni în sală, fie că sunt 15 prieteni pe care te bazezi și care entuziasm. Sunt alături de tine plin de entuziasm. Da? Tot entuziasm. Este extraordinar lucrul ăsta. Iată... Să știi că publicul de 15 persoane... Acum este foarte select. Nu, de altceva râd. Nu, este... Și ce e interesant, facem o greșeală, chiar cred că ți-am povestit pe drum. În momentul în care facem absolutizările astea, trebuie să înțelegem, chiar zisese cineva, am fost la un eveniment la Mihail Șișchin, venise la Timișoara, și l-a întrebat cineva ce e o carte bună, ce e o carte rea. A zis, în principiu, un artist transmite emoție, dar există o carte pentru gustul fiecărui cititor. Adică, un cititor își cunoaște cartea și o carte o să-și cunoască cititorul. E bine... Pentru că nu avem căderea morală încât să facem astfel de aprecieri, nici să nu facem absolutizarea, să nu spunem asta e bun, asta e rău. E vorba doar de public și de căutări sufletești. Avem un prieten comun care tocmai este în imagine. E Teo Milea. Pianistul Teo Milea. Erau două variante. El e din Arad și totuși are mulți prieteni. Soția lui este din Timișoara. Eu, sincer, am crezut că o să-l sperii. În ziua de azi ei mi-au devenit prieteni. Pentru că m-am dus la un eveniment la Filarmonica Arad, i-am strâns mâna și i-am zis, bune, eu sunt Diana, mai am descris un capitol de carte, iar tu o să vii la mine la lansare și o să-mi lansez carte, o să mă bucur foarte mult, pentru că ai să susțin un mini-recital. Și el a zis, glumești, nu? Nu, vorbesc serios. La care el a spus, ok, atunci vorbește cu Raluca, pentru că ea e managerul meu, știi? Iar Raluca, fiind jurist de formație profesională, s-a uitat la mine, eu fiind tot jurist, cred că s-a gândit, Dumnezeule, trebuie să-i dăm pastilele. Și după aia și-a dat seama că nu e nebunie, e un entuziasm constructiv. Și a zis, bine, mă, vorbim și s-ar putea să venim la eveniment. Acolo au cărat-o niște prieteni în America de Sud, prin Mexic. Chiar ceva prieteni de familie. Aici am cărat eu prin Dubai. Pentru că de la cititori, cum ei își găsesc cartea și cartea își găsește cititorul, am primit vreo 3 cărți din diferite locații. A plecat de undeva din Volume, inițiativa. Erau la o serată și mi-au trimis o fotografie. Și au pornit o campanie din asta care probabil se va extinde la următoarea carte, plimbați în cartea. Ideea era să-mi citiți cartea și să o cumpărați, nu doar să o plimbați, dar am început să primesc fotografii de pe 4 continente și m-am bucurat foarte mult. Extraordinar. Mi se pare o idee foarte bună de marketing. Da, doar în Australia n-a ajuns și... Probabil la a doua carte vom face ceva interesant. Mă îngrijesc să ajung în Australia. Cum spuneam, săptămâna asta am avut un prieten care este din Australia. Traducerile. Okay. Cu traducerile și trebuie să-l cunoști, este un om de toată isprava. Bine, dar scopul nu scuză mijloacele, ca să nu fim machiavelici. Dacă se va putea și drumurile foarte vor duce acolo, e bine. Foarte frumos. Asta e de la lansarea Corinne Ozon, este și cu José Miguel Minals, e consul onorific al Spaniei la Timișoara. Și cu Noemi Varga, care organizează Corinei evenimentele de la Timișoara, are mereu un public numeros. Asta vreau să zic. Nu e treaba mea să zic că publicul meu e ales și publicul altui scriitor nu e ales. Publicul care vine la astfel de evenimente e din start ales, pentru că susține un scriitor român contemporan. Ăsta e de la un eveniment de modă cu circa 40 de blogări în fața Muzeului de Artă din Timișoara. Și cu Adriana Delea Bărar. Uite ce frumos îmi plătesc drumurile artiștilor. Adriana mi-a devenit la fel ca George prietenă. Am luat câțiva oameni sub umbrela mea, eu având înainte o firmă de evenimente. Adriana este fiica, ea este mult mai mult decât atât. Este un designer foarte talentat și un artist dăruit. Și schița când era mai mică. Dar e fata lui Adi Bărar de la Cargo.
și printr-o conjunctură foarte interesantă. I-am dat seama că eram fan Cargo când eram mică, încă sunt, dar am crescut pe piesele lor și i-am zis, Adriana, tu îți dai seama, eu sunt fan Cargo, la care a spune, Diana, tu îți dai seama că noi am locuit la o stradă distanță și nu ne-am vorbit 20 de ani. Și zic, băi, Adriana, dar cum ți-ai dat tu seama de asta? Păi tu mi-ai spus că ai stat pe Loren, eu am stat pe Telegrafului. Și stau puțin și zic, dar cum nu ne-am întâlnit 20 de ani? Păi zic, și e simplu, fiecare era cu școala foarte preocupat, eram la licee bune, dar alt liceu în oraș și atunci nu prea ne intersectam calea, că nu prea eram cam sălbatici așa. Acolo era la liceul meu, am fost la zilele scriitorilor. Cum se raportează foștii tăi profesori, oamenii care te-au crescut, să zicem așa? Eu cred că e mult mai serios decât mine, eu nu mă prea iau în serios, cred că ți-am zis teoria. E bine să nu te iei în serios să te iei alții, doar când e cazul, că viața e așa un joc, homo ludens, nu degeaba. Și ei sunt foarte formali și protocolari, simt și o căldură din partea lor, sunt autentici oamenii, dar ei sunt, nu știu, mai entuziasmați decât mine. Pe mine m-a luat prin surprindere succesul de care s-a bucurat cartea, dar n-aș vrea să mă iau în serios. Iar aici sunt cărțile din Republica Moldova, pe care noi le-am strâns la Casa Studenților din Timișoara. Tu ai făcut o lucrare de voluntariat, printre alte lucrări de voluntariat, extraordinare. Ai avut un proiect în Republica Moldova. Despre ce fel de proiect este vorba? Eu tot mergând la moldoveni, pentru că acolo m-au purtat lansările, am luat contact cu oamenii. Basarabenii au o căldură aparte, eu i-am numit la un moment dat Ardelenii Estului. Dar având biblioteci rurale, unde nu prea sunt cărți care nu sunt deteriorate în limba română, nu e fond de carte, efectiv, nu doar în română, că până la urmă s-au strâns și în franceză, și în engleză, și în rusă, am zis, hai să facem ceva, să ducem cărți. Și chiar m-a admonestat la un moment dat un amic, Radu. El e foarte, e fabulos omul. Este un băiat inteligent, dar e gică contra. Și pentru că vrea ca eu să-mi pun întrebări, pune el întrebările cu voce tare, că eu să mi le pun în subsidiar. Și îmi spune, băi, Diana, ce nevoie aveau copiii ăștia, bineînțeles, la mișto, de carte? Că te-ai dus tu acolo, ai înțeles, cu misiunea cică de pseudo-salvator și le-ai dus cărți. Și am zis, băi, eu nu zic că le vor și citi. Mai mult nu pot să fac, fiind distanța aceasta geografică, dar mă voi gândi să fac, să învăț să prindă pește. Acum încerc doar să dau peștele și să-i fac pe ei curioși. Dar dacă un copil din alea 7.000 de cărți care au ajuns donate citește o carte și alminter n-ar fi avut posibilitatea, eu sunt mulțumită. Și probabil el s-a șocat de procentaj, dacă e suficient. E că eu la un moment dat n-am avut bani de cărți și de Adidas și m-am bucurat când am împrumutat cărți de la prietena mea. Da. Alminter, nu știu cum mai citeam și scriam cărți. Asta e fotografie făcută de George. Da, foarte frumos inițiativă. De 7.000 de cărți ai dus în Republica Moldova, în jur de 7.000 de cărți. E un moment în viață, profesional, personal, nu contează. Noi avem impresia că ar trebui să fie o linie dreaptă. Nu e că atunci suntem morți, nu mai se întâmplă nicio mișcare între tranșee. Și atunci, chestia interesantă, asta e de la mine de acasă, în spate e o schiță de-a mea, mai măzgălesc în timpul liber. Mai și pictezi. Mă zgălesc că nu pictez, n-am ajuns, chiar n-am ajuns acolo. Mă relaxează teribil. La fel nu mă iau în serios, aici vorbeam la prima lansare. Teo a susținut acel mini-recital de care vorbeam, am plâns la un moment dat, pentru că în carte e un pianist, să vă faceți voi legăturile dacă citiți romanul, și atunci m-a emoționat foarte mult. Dar ca să revin la cărți, a început foarte interesant. Eu am avut ideea și am zis, nu pot să-i ajut mult. Mi-ar plăcea să-i ajut cu cursuri de școlarizare, mi-ar plăcea să-i ajut cu meditații, să prevenim abandonul școlar, care se întâmplă și în România. Asta e o inițiativă care sper să o pun la picioare până la anul. Dar bun, ce fac dacă ei n-au cărțile? Și atunci am zis, hai să strângem cărți. Și nu m-a sunat nimeni 3 săptămâni. Nu știu, eu cred că mă așteptam că Dumnezeu mi-a, îmi bagă în sac, mi-arată sacul. Mi-arată unde-i drumul, mi-arată unde așez sacul. Și intrasem într-o stare din asta de vrie, mă gândeam ce se întâmplă, nu se mai întâmplă nimic. A fost nevoie de o scânteie. Acum nu sunt Nero. Care a venit din partea cui? Bine, asta e interesant. A venit din partea prietenului meu, care nu știu cum a făcut, dar știu că a pus la oaltă aproape 1.000 de cărți. N-am vrut să-l întreb. Sunt sigură că nu a bătut pensionar, dar cred că s-a rugat de toți prietenii lui și a strâns 1.000 de volume. După aia a venit o scânteie mai mică și eu am stat, am picat pe gânduri, pentru că niciodată nu mă ham la inițiative punând greu pe umerii altuia. Adică mă gândeam, ok, am cum luat globul. Cum o să globul. Faci tu acum? Da, mă gândeam că am luat globul pământesc, l-am pus în spatele prietenului meu și ce se întâmplă după. Au mai venit 25 de cărți de la o prietenă și după aia au mai venit 6.000 de cărți și a fost fabulos. Fabulos. Așadar, Diana Farca, tânăr scriitor român.
Așa. Se gândește da. Că Republica Moldova ar fi copii care doresc să citească în limba română și vreau să spun că am și o deosebită dragoste față de moldoveni. Cumnatul meu este din Republica Moldova, soțul soarei mele și îi iubesc foarte mult pe moldoveni. Moldoveni de două feluri, fie foarte bun, fie foarte răi. Am auzit și la ei asta. Da, și eu n-am avut contact cu cei foarte răi, numai cu cei foarte buni. Plin de suflet, plin de drag, plin de dorința de a auzi românește. Nu știu dacă ai sesizat lucrul ăsta. Nu doar românește, ca să ne ducem într-o zonă politică, e ceva mai mult de atât. Și, nu e bine să absolutizăm foarte bun, foarte răi, verzale. Suntem oameni. Așa este, așa este. Dar așa se spune. Lucrează harul și o să-ți explic dacă vrei. Poți să te duci fără să iei contact cu lumea bisericească, fără să iei contact cu multă spiritualitate și ajungi în Chișinău și te izbesc. Asta e interesant, că nu sunt doar jocuri de putere, nu sunt jocuri politice sau nu sunt anumite confesiuni. O să găsești, cred că, panouri, zeci, sute chiar în tot orașul, cu citate din Biblie și e o altă atmosferă acolo. O viață de familie pe care ei încă mai păstrează intactă, pe care pun preț. Îți plac aceste citate din Biblie pe stradă sau te deranjează pe tine? Plac ca foarte unul? Mult. Și plac. E ce e interesant și pe cineva care nu a luat contact cu Biblia, că poate am citit-o eu și rușine să-mi fie, că eram mică și cum a reluat studiul Noul Testament și găsesc alte semnificații și mă gândesc ce am făcut de am dormit nu știu câți ani cu ea în bibliotecă. Dar n-au cum să te deranjeze pentru că au conotații pozitive. Ceea ce se întâmplă cu ei, faptul că încă mai au unitatea familială, am avut la eveniment aproape 200 de femei, 3 bărbați și un copil de câteva luni, pentru că era un club de carte al doamnelor și am avut de la oameni din medii diferite, de la profesori universitari, vedete TV de la ei, de la televiziuni mari, până la doamne mai în vârstă, care, ca să înțelegeți melanjul format, care, de exemplu, domnișoarele la 22-23 de ani aveau deja familie, aveau alte căutări, sunt cumva mai molcon. Asta e senzația. Mai familiști, mai da. Așezați. Pentru la că casa eu n-am luat contact cu partea agitată a Chișinăului. Da, foarte frumos. Diana, să ne întoarcem la întrebarea pe care am pus-o dragilor noștri privitori. Avem doar puține răspunsuri. Vă rog frumos să ne dați răspuns la întrebarea care este cel mai frumos roman din literatura română pe care l-ați citit. Aștept reacțiile dumneavoastră. Diana a spus că Ciuleandra, al lui Rebreanu, este da. Romanul meu favorit. Eu încă nu zic care este romanul meu favorit. O să zic un pic mai la sfârșit, dacă nu uit. Nu ai zis, că aș fi ținut minte. Nu, n-am zis. O să uit, probabil, și nu o să le spun, dragilor noștri privitori. Până atunci, vreau să te întreb, ce faci acum? Nu faptul Livresc. Că ești la televiziune, ci cu ce te ocupi în domeniul acesta livresc? De obicei, pentru că sunt familiarizată cu lumea marketingului, e foarte interesant că găsesc 10 modalități de a evita răspunsul la o întrebare într-un mod atât de finuț, că nu-ți dai seama. Și am făcut treaba asta vreme de 2 ani, când, din vari motive, teama de eșec, presiunea pusă pe mine pentru că a avut un succes la care nici eu nu m-am așteptat cartea, de asta v-aș și cunoaște tiparul, lumina tiparului în Franța, am stat pe șezut și n-ai nu am mai scris. N-ai mai scris. Dar am început în luna ianuarie, adică am avut o pagină, am avut toată ideea cărții în cap. Eu credeam că așa e firesc. Firescul e pentru fiecare altfel, găsim o definiție proprie. Dar mergând la domnul Mihail Șișchin la lansarea venind la Timișoara, am auzit un lucru interesant. El zicea că are o idee mică, devine o idee mai mare, devine un bulgăre și așa se ramifică. La mine e invers. Ori visez, ori am o revelație, o idee. Ideea asta e, merge de la cap, în finele la capătul cărții, trebuie doar puțin dezvoltată. Ei, eu sunt ca domnul, cum îl cheamă? Șișchin, care a scris Eu niciodată nu știu unde voi ajunge. Fabulos. Eu știu. Și mă bucur foarte mult de dar chestia asta. Dar câteodată stau pentru mult. Că mă surprind și pe mine însuși. Asta zicea și el. Este și ca și când ai jucat șah vreodată cu tine însuți. Deci exact. Este absolut... Asta zicea el. Ciudat că tu știi el. Ce vrei să faci și te pui în postura alta și normal că știi ce vrei să faci și muți altfel. Eu știu ce vreau să fac cap-coadă, dar mă pun foarte greu în starea de a face. Atunci am stat 2 ani de zile. Uite, trebuie să te întrerup, să spun ceva ce m-a ajutat pe mine foarte mult și poate că dragii noștri privitori vor reacționa la treaba asta și vor lua pe socoteala lor. Am văzut un film senzațional
Se numește Finding Forrester. Uh-huh. Este cu Sean Connery, care joacă rolul unui scriitor, care scrie o singură carte, care câștigă premiul Nobel. Nu, premiul Pulitzer, ceva de genul. Și în filmul ăsta, care este absolut fără nicio scenă indecentă, mi se par foarte faine filmele astea, un tânăr de culoare este învățat de acest scriitor mare să scrie. Și există niște elemente atât de faine acolo pe care le-am perceput și care mi-au salvat viața în ultimii 5 ani. Deci mi-au salvat viața efectiv în ultimii 5 ani pentru că am fost obligat să scriu destul de mult. Și dacă așteptam să-mi vină inspirația, vorba maimuței din poza de pe Facebook, când vine inspirația, stau într-un colț și aștept să treacă. Exact. Deci nu e înșelător conceptul. Te duci înainte și scrii. Și ea va veni, exact. Exact. E o chemare, deci practic e o dictare. Finding Forrester, nu uitați. O să mă uit. Este minunat, o peliculă senzațională. Senzațională. Deci, pentru mine a fost, făcut în 2000, filmul e destul de vechi. O să mă uit, spune asta dacă e biografie. Foarte frumos. Premiul Pulitzer, cine e jurnalistul. Ideea era că am stat 2 ani. Ai stat. M-am preocupat de cele lumești, le-am adus la zi și am început să scriu. Aveam o pagină, aveam toată ideea în cap, dar trebuia materializată. Am început la sfârșitul ianuarie și sper că luna viitoare voi termina cartea. Am ultimul capitol de scris și e o poveste interesantă. Și mi-a subliniat chiar o prietenă. M-a surprins întrebarea, nu mi-am pus-o nici măcar eu. Nu înțelegea de ce e tema. Tema nu e gri. Dar cartea e construită ca un puzzle mental și tema nu e apetisantă, nu e ca un cremeș. E poate neplăcută. Își întoarce așa privirea, spre deosebire de prima carte. Prima carte are un bătrân, Albert, un personaj cu care vă identifica sau nu. Eu zic că într-o anumită măsură, pe palierul afectiv, vă veți identifica cu toții. Dar e antierou. Deci e un tip cu căutările și frământările lui. Iar aici, în cartea cea nouă, care se numește Spitalul, toți au niște căutări destul de interesante și toți își pierd la un moment dat drumul. Și m-a întrebat fata de ce Dumnezeu scriu de toți deznădăjiții și rătăciții. Și mi s-a părut interesantă întrebarea, nu m-am gândit. E ca și aia cu chemarea Domnului. În general, nu bate la aia care au deschis ușa deja. Că... mergeți la drumul și la garduri. Găsiți da, căciuni, șchiopi, Domnul știe. Ca să fie casa plină. Și atunci, practic, ne ducem la aia care au nevoie. Și eu mi-am regăsit așa drumul spre mine, mi-am răspuns la anumite întrebări, la unele va trebui să-mi răspund, iar de asta am făcut o carte cu niște tineri pierduți care se întâlnesc într-un spital, vedeți mai mult despre ce este de fapt spitalul, o tânără care trăiește o iluzie de câțiva ani de zile care e depresivă, vom trata problema mai pe larg. Am început de la Andrew Solomon, care scrie Demonul Amiezii, am mers până în Biblie când vorbește despre Demonul Amiezii, în Psalmi. M-am dus până pe studii clinice, până pe medicamentația ei, am încercat să fie cât mai autentică, m-am dus la Are Bucărescu. Mare legătură cu realitatea, Diana, ce ai scris tu. Are mare unul din 10 cu... americani iau substanțe de inhibare a serotoninei. Și spune că unul din 6 români are niște afecțiuni. Unul din 6 trebuie să te gândești că e diagnosticat, la noi există un stigmat. Da, așa este. Numărul e mai mare. Succes mult îți doresc în legătură cu finisarea acestei cărți și trebuie să ne promiți ceva seara asta, că... atunci când lansezi la București, ne spui din timp și venim și noi. Eu să vă anunț cum se cuvine. Și vii la noi la lansare și să ne povestești în direct ce s-a întâmplat acolo. Mai aveam un material în care erai în Maroc cu cămilele, dar nu mai este timp să-l arătăm în seara aceasta. Dragilor, nu o să vă spun care este romanul meu preferat, dar vreau să vă spun că am citit un roman foarte frumos. În urmă cu puțină vreme, să zicem, romanul se numește Lacrimi târzii. Scris de Virgil Pei cu Gil Pei și a apărut la editura Viață și Sănătate. Vi-l recomand cu toată inima. Este vorba despre începutul de secol 20 și mișcările neoprotestante din România. Un roman senzațional, deci este senzațional bazat pe fapte reale. Mi se pare foarte frumos și vă invit să-l citiți. Te rog. Te-aș fi făcut o surpriză dacă știam, am aflat cu stupoare acum câteva săptămâni că știu niște cântece din bisericile protestante de acum circa 100 de ani, cum nu mă întreba. Foarte frumos, poate ne cânți în ora viitoare când vei fi. O să-ți dau versurile și poate devine o piesă pe albumul tău. Doamne ajută, sunt deschis, vedem dacă îți place CD-ul, mie sigur îmi place cartea pentru că am citit-o și îți doresc succes, Diana. Mulțumesc. Dumnezeu să aibă grijă de tine și de toți cei dragi ai tăi. Fii binecuvântat. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost emisiunea noastră. Sper că v-ați simțit bine împreună cu noi. Am depănat lucruri frumoase împreună cu un invitat de excepție.
mulțumim grupurilor de Facebook care ne-au primit emisiunea, mulțumim Azășerul, Român de Pretutindeni, Citește Biblia și altele care ne primesc. În această seară am primit și privilegiul de a distribui această emisiune pe paginile Dianei. Nu uitați, sorbiți în fiecare zi, citind, cultivându-vă, pentru că orice proces informativ este proces formativ. Sunt Cornel Drăvășan, a fost împreună cu noi Diana Farca. O seară minunată, la revedere tuturor!